Două incendii violente au izbucnit în județul Iași în decurs de câteva ore. Două persoane și-au pierdut viața. Primul dintre ele s-a produs la o locuință din Mogoșești. Din cauza condițiilor de drum, echipajele de pompieri au ajuns târziu la locul intervenției. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. În urma căutărilor, pompierii au găsit o femeie de 60 de ani surprinsă de flăcări. Aceasta era sub un planșeu căzut, iar în urma evaluării, victima era carbonizată în proporție de 80%. Cauza producerii incendiului a fost o sticlă care conținea material combustibil lăsat lângă mijlocul de încălzire. Al doilea incendiu s-a produs la primele ore ale dimineții în localitatea Voinești. Jarul căzut din soba a aprins întreaga casă, iar proprietarul în vârstă de 96 de ani a fost găsit carbonizat.